Wow! Ok, provocarea încă continuă. În episodul trecut am zis... 10, am ajuns la 1 doar. De, ai un început promițător? Oh, voiai asta, de fapt. Bineînțeles. All planned. De ce nu faci speedrun? Slow and steady wins the race, Mihai. N-a prea mers. Păi tu că merge acum, nu vezi? Da? Dar la mine de ce n-a mers? Tu ești prost! Andy, bullying-ul nu e amuzant. Ba da. Ba nu. O să hai să începem funny. Bullying-ul e amuzant? Erdin, te rog, scrie în comentarii dacă bullying-ul e amuzant. De ce doar Erdin? De ce nu Andreea și Ana? Ele nu se mai uită, probabil. Ha, ai dreptate. Te-ai bășit? Nu. Ce-a fost aia atunci? Am făcut din greșeală sunete cu sub brațul. Oh, înțeleg senzația, da. Știu că se mai întâmplă. Nu vreau să mă bag cu ăla, pentru că asta mă... Nu, o să-l refug. Tâmpitule. O, stai, măcar poți să-l în jos, nici măcar nu poți să-l... Tâmpitule. Fuck off. Deci două nivele din 10. A, aici poți să faci skip-ul ăla major la nivel. Mai ții minte? Nu. Nu mai știu, pe unde trebuia să o iau? Andy, fă-mi plăcerea de a ști chestia asta. Păi iau normal, zic eu când e acolo. Iau sus? Așa, într-un colț, colțul din stânga. Nu, colțul din stânga, la groapă. Colțul din stânga la groapă. Așa, și sari, că o să fie un node block acolo, ascuns. Nu, colțul din stânga la groapă, la ieșire. Acolo, stânga. Sari. Ah. Ui! Stai, ăsta dă skip doar la nivelul ăsta, nu? Da. Dar ce crezi că dă skip? A tot jocul? Păi, în Mario 1, când jocul era bun, așa fă. Nu, nici ăla nu dă skip la tot jocul. Nu, dar dă la jumătate din joc. Dar asta nu e Mario 1. Da, exact. De asta nu e bun. Așa, așa. Aproape ai făcut-o. Ei, am terminat nivelul. Ah, bullshit. M-am grăbit și n-am reușit. Câte primeam dacă luam toate trei? Nu mai știu, 5 cred. Ah, good enough. Ok, ăsta nu se pune ca nivel, deci... But you the cheeto, daddy. Wow, a fost rapid. E rândul meu! Hey. Oh, fuck, pe bune? Ok. Mai ții minte la Comic-Con când era, avea un NES Mini și am jucat eu Mario 3 și am ajuns mult mai departe decât am ajuns noi prima dată? Am făcut un speedrun acolo? Da. Și am vrut să termin jocul, dar am trebuit să plecăm. Nu mai știu de ce trebuia să plecăm, se închidea. Nu. Trenul nostru. Ah, da, am uit. Wow! 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 Așa, continuă-ți povestea. S-a terminat, Mihai. Credeam că o să ne dai un insight la ce gândeai atunci când trebuia să plecăm, dar vrei să faci speedrun. Wow, Andy, te-am molipsit cumva? Nu o să mai fiu niciodată cheeto, daddy. Oh, da, chiar! Măcar Discord. Da, și-ai dat face.
la cea mai ușoară parte. Vreau ca cineva să mă numească odată Cito Daddy. Asta e tot ce mi-am dorit de mic copil. Dacă vrei pot să zic Cito Daddy. Chiar o să-mi zic Cito Daddy? Chiar dacă nu. N-am terminat? Fuck you! Ok, Cito Boy. Counter-ul reîncepe. Asta e da. Primul nivel. Da. O să fac un speedrun, privește aici, privește. Oh! Wow! E așa stupid. Auzi, mai știi, în primul run am ajuns prin World 2 sau 3, parcă, nu? 3, mi se pare. Da. 4 e ăla cu giganții, deci cred că n-am ajuns în 4. Nu, n-am ajuns acolo. Am ajuns în ăla cu apa, parcă, ultimul. Da, în ăla cu apa. Și acum ne chinuim să trecem de World 1. Mai ușor acolo Speedy Gonzales. Jesus fucking... De ce? E foarte choppy. Ups. Oh, Andy, cât o să mai greșești butoanele? De ce mereu? Da? Da. De ce mereu ce? Te iei de mine cu ce m-am luat eu de tine? Pentru că vreau să vezi cum se simte. Vrei să văd cum se simte durerea? Da. Știi? Tu nu o să te poți lua niciodată de mine în legătură cu căștile. Pentru că eu mereu le port. Da. Dar eu o să rămân cu păr. Și tu nu? Și eu am nimerit steaua. Nu, glumesc. Am văzut și eu pe net că e debunked chestia aia. Cum adică debunked? Păi, aparent, mai multă lume crede asta. Că căștile te fac... Da, gen... Există mai mulți autiști ca tine? Da. Gen, am căutat și a fost un thread pe Reddit care zicea că, ai mei tot spuneau că îmi cade părul... Exact povestea mea, că ai mei îmi spuneau că cade părul și... La un moment dat am început să-i cred, pentru că nici nu mai vreau să-mi bag capul cu ei. Și după aia am întrebat dacă e pe bune sau nu și lumea a zis în general că nu, e doar și genetic. Stres. A, și tu ești un copil foarte stresat. De fapt sunt. Stresat sexual sau cum? Nu, ai frustrare. Da. Puh. Dar să știi că sunt mai frustrat decât crezi. De fapt, sunt și frustrat, dar sunt și gen stresat. Păi... Wow. Dar mereu să sunați un suicide hotline. Game over. Ah, nu, am uitat de chestia asta. Ah, eu pot să-mi aduc. Toate lăurile au rămas. Wow, chiar ai făcut multe nivele. Da. Comparativ cu data, deja am făcut de 5 ori mai multe nivele decât data trecută. Cred că ai făcut mai multe nivele decât ai făcut când am jucat data trecută. Păi asta zic. Tu îți dai seama că aia a fost aproape acum 2 ani? Da. Da. Nu. Suntem bătrâni. Ne-am dat dracu. Mai știi atunci când totul era ușor și nu dădeai niciun bug, nimic? Da. Peste încă un an o să ne mai jucăm o dată Mario 3 sau nu, și un alt Mario. Și o să fim ceva de genul
Tu prin Anglia pe undeva, eu pe la Groundhog. Hei, Mihai! Mai ții minte acum 3 ani, când mai aveam dinți? Deci peste un an o să devin Nea Tony? Nea Tony. Pentru context, Nea Tony este un profesor de sport de la școală, care n-a fost cu niciunul din noi, dar e foarte recunoscut pentru sunetele gen. Mihai, te rog, nu mai vorbi despre oameni. Andy, do it. Stop it. Do it. Așa, povestea mea. Mihai, o să fie ceva de genul. Mai ții minte când ziceam că căștile îmi fac părul să cadă? Acum nu mai am niciun fir! Și după o să zic și eu de dinți. O să revin la dinți. Mai ții minte când mergeam în fiecare zi la dentist să-mi pun aparatul dentar să-mi facă mai tare ce știu eu? Acum nu mai am niciun dinte! Ce, ți-a scos tot dinții ca să poată să îți pună aparatul dentar? O întrebare bună, dar o întrebare care va fi răspunsă în episodul următor.